Suntem, crezut că sunteți cei mai dornici de a afla
ce s-a întâmplat la acest mare eveniment și eu vreau câteva subiecte doar să mă refer la expoziția pe care am prezentat-o, am expus-o noi astăzi. Desigur, este o mică, mică parte din toată vasta colecție de carte de domeniul istoric pe care îl avem noi în bibliotecă și care este anual, se actualizează, se îmbogățește colecția cu aproape 1000 de titluri anual. Ce ține de tematica Marii Uniri, vreau să vă zic că doar o simplă căutare în catalogul bibliotecii putem să vedem peste 3000 de titluri de cercetări, abordări din articole științifice, monografii la tema dată. Deci, tema, aspectul Unirea Basarabiei la Marea Unire este atât de actuală, atât de cercetată, în care noi ne bucurăm ca să contribuim și noi, deci noi, biblioteca, am contribuit la elaborarea unui biobibliografii Basarabia Unire din 1918, în care am adunat toată tematica, tot ce s-a scris la tematica dată, până la 2018, adică la centenarul de 100 de ani, împreună cu domnul Ion Negrei, care a contribuit și el ne scuze mult la apariția acestei lucrări. Deci, putem să vă prezentăm o parte de dumneavoastră, ați avut ocazia să fiți prezent la lansarea ultimei colecții marciale, primul război mondial și Marea Unire, care a avut acum câteva zile lor la Universitatea de Stat, deci ne bucurăm și noi, ne-a spus de mult că a ajuns și la noi această colecție, cea mai nouă colecție la tema dată și, desigur, ne adresăm tinerilor. Desigur, ei sunt cei care urmează să ducă această flacără cât mai departe și să nu ne oprim aici. Să mergem spre făptuirea acestui mare Hristos. Să avem o zi frumoasă, în continuare. Sunt 6 volume aduse de istorici de Râmnicu Vâlcea. La început s-au gândit 3 volume. Vedeți, roșu, galben și albastru. Dar poftă de nimâncând. Și după asta iar materiale din noi și noi și-au mai apărut încă 3 volume. Recent a apărut, așa că noi vă îndemnăm să ne răsăriți, să ne citiți. Trecem în continuare la realizarea programului. Îl adic pe domnul doctor Gheorghe Negru, care va prezenta o comunicare aici la microfon și spune titlul, că aici e titlul rezervat pentru programul. Bună ziua, onorată asistență. Deci, știm bine, la 3 decembrie se împlinesc 104 ani de la Marea Unire, când la matricea statală a statului român modern, au revenit teritoriile Basarabiei, Transilvaniei, Bucovinii și în felul acesta s-au unit, au avut nu doar o unire geografică, nu doar s-a întins teritoriul românilor, dar totodată s-au unit și energiile, care știți foarte bine, toate aceste energii au contribuit în perioada interdelică la o înflorire, chiar și din punct de vedere economic, din punct de vedere cultural, din punct de vedere identitar. Desigur, a fost un regim în perioada opusă, vorbească probabil colegii. Eu aici aș vrea să mă refer la un subiect care mi se pare mai, în contextul geopolitic de astăzi, mi se pare important. El este mai puțin și a fost cercetat mai puțin și cercetătorii s-au referit la acest subiect așa doar întreagă. Abia urmează ca noi să venim cu documente noi și în cazul de față chiar am aici o simplă
serie de materiale, noi documente, care nu vreau să vă sperie, evident că nu o să le citesc, nu o să citesc, dar o să încerc să redau foarte subțint esența acelor regimente din anul 1918. Este vorba de conflictul rus-român. Mai puțin s-a vorbit despre acest conflict, de acest război, de altfel. Și acest război evidențiază acea esență, să zic, imperialistă a noului imperiu care se profila atunci la orizont, de vorba de Imperiul Sovietic, care era nou, să zic așa, cu numele, care se delimita de fostul imperiu din punct de vedere ideologic, dar din punct de vedere al, să zic, aceste porniri de a cuceri și a exploata popoarele, a rămas, să zic, la același, cu aceleași porniri, cu aceleași porniri. Aici, înainte de a reda esența acestui război din anul 1918, războiul rus-român, aș vrea să mă refer puțin la contextul general. Pentru că atunci când vorbim despre această unire a românilor de la 1 decembrie, sau vorbim chiar de unirea de la 27 martie, de obicei încercăm să vedem care a fost, să zic, ce a determinat acea unire. Și știți foarte bine, mai ales în istoriografia, în literatura memorialistică, se vorbește că rolul principal l-au avut militarii moldoveni, alții zic că rolul principal în unirea Basarabiei cu România l-au avut refugiații bucureneni și transilvaneni, preoții și multe, multe alte categorii. Și, într-adevăr, așa, a avut un rol extraordinar, un rol foarte mare. Dar atunci când vorbim de acest eveniment, trebuie să fim conștienți că nu putem, nu a existat un singur factor. Anul 1917 și 1918 a fost an de cumpănă la nivel global. Și evident că această unire a fost determinată de o serie de factori. În primul rând, trebuie să... Eu am scris și un mic rezumat la o conferință legată de acești factori și am numit jocul factorilor, deoarece, într-adevăr, a existat un fel de joc al factorilor. Nu deoarece unirea ar fi avut, să zic, s-ar fi întâmplat datorită unui hazard, sau cum zic, și chiar s-a spus la unele televiziuni că a fost un noroc al României și așa mai departe. Sunt diferite asemenea abordări, evident că nu au nimic cu realitatea. A existat un set întreg de factori și aceste factori, în primul rând, i-am numit factorii geopolitici globali și aici mă refer la războiul, primul război mondial și la conflictul dintre puterile centrale și puterile antante. Aici sunt, vă dați seama, este un subiect foarte vast. Aici trebuie să vedem, în primul rând, elementele pe frontul de vest, elementele pe frontul de est. Și aici vom vedea acele puteri, vorba de Franța, Rusia ca membru al Antantei, Anglia, Statele Unite, iar în acest complex de factori global trebuie să înțelegem rolul Statelor Unite care l-au avut, intrarea armatelor Statelor Unite în război, vorba de începutul lui martie 1918, iar în operațiunile militare ea a intrat în mai deja 1918. Un alt complex întreg de factori, aici sunt
factorii regionali, și aici e vorba de, în primul rând, de România, Ucraina și de Rusia, ca factor deja regional. Aici, iarăși, eu și iată, acest război rus-român se include în acest complex, în acest, să zic, complex al factorilor regionale. Și, desigur, trebuie să ținem cont de factorii locali și aici, de mândere, în primul rând, de Basarabia, mișcarea națională din Basarabia, și când ne referim la mișcarea națională din Basarabia, nu avem în vedere doar, să zic, evenimente din 17-18, e vorba de o serie de alte etape și, în primul rând, o etapă importantă la sfârșitul secolului 19 și secolul 20, când a apărut o serie de militanți naționali, care, de fapt, de la ei ei au fost părinții viitoarei Unii. Iar această, repet, mișcare națională a fost mereu influențată de acești factori globali. Mișcarea națională din Basarabia din 17-18 și, în special, fracțiunea unionistă, care era, de fapt, poate nu cea mai numeroasă, desigur nu era cea mai numeroasă, dar, în schimb, era cea mai bine pregătită, cu cea aveau în spate o experiență enormă de lupte împotriva țarismului și care erau cei mai bine pregătiți și din punct de vedere cultural și din punct de vedere al chiar și din punct de vedere teoretic. Iată această mișcare care a început în 1917-18 a fost, repet, influențată de evenimente de pe frontul de vest, de frontul de est, a fost influențată de toate evenimentele care s-au petrecut și, în primul rând, de vorba de Puciul Bolșevic, de Revoluția Rusă din februarie 1917, e vorba de Puciul Bolșevic din 25 octombrie 1917, pe veci, că nu știți foarte bine, 7 noiembrie, iată, această lovitură de stat a determinat aici, în Basarabia, o serie de evenimente care au deturnat, să zic așa, procesul care începuse deja al confruntării dintre puterile antante și puterile centrale. Aici, în acest context, trebuie să includ și acest război. Războiul ruso-român, care a început după încheierea armistițiului cu puterile centrale dintre Rusia bolșevică și coaliția austro-germano-ungară turcă, ca să vorbim în toți cei care făceau parte din blocul aici, pe frontul în Basarabia, care era, știți bine, în spatele frontului românesc, aici Basarabia a fost inundată de forțele armate rusești care se retrăgeau, iar pe de altă parte, în România, aceste forțe rusești bolșevizate au început să se destrame și au început să dezerteze de pe front. În felul acesta, România s-a pornit într-o situație extrem de dificilă. Pe de o parte era luptă de aliații din vest, de altă parte fostul aliat a rupt Imperiul Rus, transformat între timp în Rusia bolșevică, a devenit dinamic și, de fapt, a început ostilitățile împotriva fostului său aliat. În acest context foarte și foarte complicat, forțele bolșevice au elaborat o serie
serie de planuri, evident legate cu Vladimir Ilich Lenin, legate cu Leon Trotsky și iată aici am o serie de documente, corespondența socialiștilor români, corespondența socialiștilor români din Iași cu Leon Trotsky, în care vorbesc despre faptul că într-un timp foarte scurt, aici în România, deci în România se va întâmpla exact ceea ce s-a întâmplat în Rusia bolșevică, adică va fi Revoluția Socialistă. În acest context s-a încercat de asasinări, s-a încercat să fie asasinat comandantul frontului Șerbaciov, care era pe frontul comandantul forțelor ruse de pe frontul român-rus. Deci, la Sokola era un detașament rusesc, bolșevizat, în front de Coroșa, care a încercat să atace Iași și, iată, în acest context a încercat, mai mult decât în acest context, s-a încercat să fie asasinat regele. Deci, acești bolșevici aveau planuri foarte mari aici în România și în Basarabia. Deci, aici, în acest context, trebuie să spunem că e vorba nu doar de elementele de aici din România, pentru că guvernul român a răspuns la această provocare a forțelor rusești. Și în decembrie, mi se pare că în 9 decembrie, Consiliul de Miniștri a luat o decizie de a deschide un întreg front intern în România ca să ducă împotriva forțelor anarhizate bolșevice. Iar aceste forțe se simțeau aici în România, în perioada respectivă, se simțeau ca acasă, deoarece au dezertat de pe linia frontului. În felul acesta, porțiuni mari de front au fost, să zic, generate de armate și armatele românești deveneau vulnerabile la atacurile forțelor austro-germane. Dar, deci, acest război a fost nu doar intern. Acest război a continuat aici în Basarabia. Aici, în Basarabia, avem două organizații foarte importante, Front Odelu, în frunte cu același Roșau, care a încercat, repet, să-l asasineze pe Șerbaciov, dar a fost descoperit și împușcat. Iar aici, în Basarabia, aceste forțe s-au opus pe lucru, s-au opus pe, e vorba de urmărirea militanților naționali din Basarabia, inclusiv încercarea de a prelua puterea la începutul lunii de ianuarie, în special știți acea criză din 6 ianuarie. Dar nu e vorba doar de România, Basarabia, e vorba și de Odessa. Aici, la Odessa, erau două centre, două mari organizații, vorba pe urmă de Runcerovul, care a fost creat după Revoluția din februarie 1917 și inițial chiar au susținut mișcările naționale, dar după Revoluția din bolșevică, deci și acest Runcerov s-a bolșevizat. Și aici, la Odessa, în ianuarie, ei au organizat o comisie de luptă împotriva contrarevoluției române și ucrainene. Totodată aici, în frunte cu Cristian Bracovski, și tot aici, în afară de această comisie, a fost organizat un colegiu autonom, deci, care toți s-au orientat, deci, să organizeze drepte provocări, dar, în primul rând, ei au arestat aici, în Odessa, erau
foarte mulți militari, senatori români care au fost arestați. Aici a fost inițial perchisiționat consulatul român de la Odessa, mai apoi consul a fost în general, a fost alungat, au fost comisii mixte atunci la Odessa, se afla în frunte cu generalul Bienadescu și capitanul Lucasievici, care au fost arestați. Ei, Lucasievici, are și bani, aveau o sumă mare, dar evident că au confiscat-o. Inclusiv au confiscat o serie, da, au confiscat o serie de vase, de mare neagră și așa mai departe. Deci, iată acest război care abia urmează, cred că, să-i evidențiem toate laturile, toate aspectele. Deci, a fost o încercare a forțelor, repet, bolșevice, dacă nu de ocupare directă, dar de ocupare de fapt, de răsturnare de regim aici, chiar în acest fel, de fapt, o încercare de a ocupa și România și Basarabia și a deturna acele evenimente la nivel global. În întâlnire, aș vrea doar să menționez că toate aceste evenimente trebuie să le cunoaștem noi, nu numai doar cercetătorii, savanții, intelectuale, trebuie cunoscute toți generațiile tinere, generațiile mai în vârstă, pentru că sunt acele evenimente care ne-au marcat nu doar trecutul nostru, dar care ne marchează și ne marchează prezentul și sunt sigur că ne va marca și viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Ionel pentru acest discurs. Îl invităm în continuare pe domnul Ionel Grei, vicepreședinte al Asociației Istoricilor din Republica Moldova, care va prezenta comunicarea Basarabiei și adunarea națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. 12 minute, nu mai mult. Da, vă mulțumesc, bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru prezență. Prezența dumneavoastră aici se explic prin aceea că suntem în aceeași suflare, în aceste zile, când se împlinesc 104 ani de la desăvârșirea Unității Naționale a Neamului Românesc. E vorba despre adunarea națională de Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Ne-am intitulat comunicarea Basarabia și adunarea națională de la Alba Iulia din 1918. Evenimentul din decembrie, 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, a focusat atenția întregului neam românesc, dar și a Europei. Se încheia primul război mondial. Popoarele care au participat la această conflagrație își organizau deja statele lor naționale, construcțiile lor naționale. România era la etapa finală a construcției naționale, deoarece în primăvara, în 1918, în condițiile războiului, la Chișinău are loc actul de unire a Basarabiei cu România. Și în toamnă, când se încheau ostilitățile, se trece la etapa aceasta finală, când Bucovina și Transilvania se unesc cu România și se încheie procesul de desăvârșire națională. Basarabia avea deja o experiență în componența statului român, se afla din 27 martie 1918, avea un statut de autonomie în componența statului român și era parte componentă. Bucovina și Transilvania s-au unit cu România când Basarabia era parte componentă a acestea. Unirea tuturor țărilor românești, așa se numeau la acel moment, a adus în discuție problema perspectivii statului român. Ce vom face mai departe? E una că se desăvârșește unitatea națională, a doua problemă era organizarea statului român. Organizarea statului român ca un stat democratic în
Europa, ca un stat al tuturor românilor, ca un stat european. De aceea, discuțiile acestea aveau loc în presă și erau unitate națională și democratizare statului român. După cum cunoașteți, la adunarea națională de la Alba Iulia au participat 1228 de deputați, delegați care reprezentau 130 de circunscripții electorale din toate județele Transilvaniei după ultimele alegeri în componența Austro-Ungariei. În aceste circunscripții au fost delegați cu drept de vot la adunarea națională de la Alba Iulia. Ei au fost aleși prin vot universal, în comunile, în județele din Transilvania. Dintre acestea, de 1228, 680 au fost aleși pe circumscripții, iar 548 de delegați reprezentau organizațiile politice, economice, culturale, religioase, militare și sportive românești de pe întreg teritoriul Transilvaniei. La Alba Iulia erau prezenți oameni politici, lideri ai Mișcării Naționale din Transilvania, precum Gheorghe Copti Băsescu, Ștefan Ciciopou, Vasile Dolbeș, Iuliu Marinu, Alexandru Vaida Voievoda, Aurel Lazar, Ioan Suciu și mulți alții. În afară de acești delegați la adunarea națională de la Alba Iulia, au participat și peste 1000 de cetățeni. Aceștia s-au întâlnit pe câmpia din fața cazinoului de la Alba Iulia și ei au fost ca participanți activi, dar fără drept de vot. Și în ciuda că era început de iarnă, căzuse zăpadă, în Alba Iulia au sosit o mulțime de cetățenii, sunt peste 100.000 de oameni din întreaga Basarabia, din întreaga Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Adunarea națională a fost deschisă la 10.30 de către Ștefan Ciciopou, președintele Marului Sfat Național Român, care, în cuvinte emoționante, a remarcat importanța în momentului istoric. Discursul solemn a fost rostit de Vasile Goldiș, un mare luptător pentru cauza națională, care a menționat următoarele, a făcut un excurs în istoria Transilvaniei și începe cu Vasile Goldiș, citește acea rezoluție prin care punctul principal era următorul. Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Bucurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea celor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. Adunarea națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române asupra prescului Banat, cuprins între râurile Muriș, Tisa și Dunării. La adunarea națională de la Alba Iulia au participat și basarabieni. Basarabienii care au participat la Alba Iulia au fost în calitate de oaspeți. În presa timpului am găsit două nume de basarabieni care au participat la adunarea națională de la Alba Iulia. E vorba de Elimon Calipa, care era vicepreședinte de Sfatul Țării, și de Grigori Cazapiu, deputat în Sfatul Țării. Și aceștia au venit la Alba Iulia după ce participase la Congresul General al Bucovinei de la Cernăuți din 28 noiembrie 1918. Inițial, Sfatul Țării deleagă această delegație, dar delegația de la Cernăuți era compusă din 4 persoane, Halifa, Elevan, Buzdugan și Cazacliu, 4 persoane. S-au pornit în această delegație împreună cu delegația Bucovinei la Alba Iulia, dar la Alba Iulia ajung doar doi, Pantelimon Calipa și Grigori Cazacliu. În 1968, când se împlineau 50 de ani de la unirea de la Alba, de la Marea Națională de la Alba Iulia, Pan Calipa scrie un memoriu.
scrie un memoriu cu ocazia că a fost organizată o conferință științifică dedicată în primirea 50 de ani, dar Basarabia nu a fost invitată. Și el scrie un memoriu și scrie, ar fi fost cazul ca la această conferință, la această sesiune științifică, să ne invitați pe noi, basarabenii, că și noi am fost părtași la Unirea de la 1918. Și aduce că noi am participat trei reprezentanți ai Basarabiei. Îl numește patrimoniu, adică se numește de sine, Picasso Primul, și îl numește și de Ion Pelivan, liderul Mișcării Naționale din Basarabia. Dar în presa timpului, numele lui nu îl găsesc. Am aceasta. Deocamdată rămân cu acești doi și semn de întrebare despre participarea lui Pelivan la adunarea de la Alba Iulia. Asta, Ion Buzdugan, care a participat la Congresul General al Bucovinii și s-a pornit spre Alba Iulia, s-a îmbunat pe drum și a rămas undeva aici, pe creștere Carpaților, ca să se trateze. Era gripa spaniolă, era cu situație de aceasta și el n-a putut să ajungă. La Chișinău, în afară de aceia care au participat în basarabenii la Alba Iulia, la Chișinău, ziua de 1 decembrie 1918, a fost organizată o altă adunare, o adunare de susținere a hotărârilor care se adoptau la Alba Iulia. Ziarul România Nouă, care părea la Chișinău, sub redacția lui Ionisie Orchicu, publică un articol foarte, așa, pe prima pagină, important și menționează următoarele. În cetatea de la Alba Iulia, care a văzut acum 318 ani, cu prințul Ierici, de făptuitorul Unirii tuturor românilor, se petrece astăzi cel mai însemnat fapt din întreaga noastră istorie de aproape 2000 de ani. Reprezentanții legali a celor 4 milioane de români transilvanieni, care de aproape un mileniu trăiesc sub jugul bucuresc, sunt adunați acolo pentru a trăi o deplină libertate, o soartă nouă de seama în poporului nostru, declarând pentru Dumnezeu iubirea neamului cu toate țările române. Visul neîmplinit până acum de dorul cărui neamul lăsat și moșii și părinții, ea astăzi a ele ființă în simbolica noastră cetate de pe malul Mureșului, unde el se mai înfăptuise o dată pentru scurtă vreme. Este vorba de Unirea în timpul lui Mihai Viteazul. Tot de la Chișinău, pe adresa Adunării Naționale de la Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie 1918, au fost trimise trei telegrame de salut. Una a fost din partea unui grup de români de pentru chimieni, dar de fapt acestea erau ardeleri aflați în trecutul la Chișinău, și altă telegramă din partea redacției România Nouă. Ardelerii, care e un grup de ardeleri, tot spun că noi suntem pătruși de cerci, de sentimentele și privim cu mare venerație actul care se pecetuiește astăzi în simbolică cetatea Unirii tuturor românilor și transmiteam la Alba Iulia urările lor călduroase și prin nostru de recunoștință. Sunt numele acestea de Dimitri Munteanu Râmnic, Gheorghe Tofan, Constantin Noie, Afanasie Popovici și alții. O altă telegramă a mers din partea colectivului ziarului România Nouă. Și acestea tot transmiteau salutul lor și spuneau că suntem foarte satisfăcuți că idealul, programul, obiectivul pe care l-am fixat noi în ziarul România Nouă, în ziua de 24 ianuarie 1918, s-a îndeplinit. Unirea românilor, acesta era idealul pe care îl promova ziarul România Nouă de la Chișinău, s-a îndeplinit la 1 decembrie 1918. La fel cum avea adunarea la Alba Iulia, la Chișinău s-a ținut o altă adunare, în ziua de 1 decembrie, la care au participat basarabenii, bucovenienii, transilvanienii. Adunarea s-a ținut în sala eparhială din centrul Chișinău, pe locul unde astăzi se află
Casa Guvernului din aripa aceasta, strada Pușcă. Aici se afașe, era cea mai mare sală și în această sală s-a ținut această sărbătoare. Din susținere a hotărârilor de la Alba Iulia. La adunare au ținut cuvântări un ardeleanu, un covineanu, un delegat, un basarabean, un macedonean și un român din Valea Timocului. S-a luat de toate părțile, de toate zonele și s-a organizat această adunare. Din partea basarabiei vorbesc aici, a luat cuvântul Teofil Ion, ministru de finanțe de la Chișinău. El a vorbit următoarele, am aici o întrebare din Loarea State Cuvânt. Noi azi asistăm la ultimul act de formare a României Mari, cuprinsă aproape de toți românii neamului nostru și tot pământul strămoșesc. În România Mare, Ardealul are să joace un rol foarte important. Unirea Ardealului ne dă garanție că de acum înainte conducerea țării are să fie în mâinile democrației, ceea ce vorbeam eu de procesul de democratizare. Aceasta era garanția mare că, unindu-se tot, perspectiva democratică a statului român era garantată. Ion Cop, în cuvântarea sa, exprimat recunoștință bucovenienilor și transilvanienilor care s-au aflat în refugiu la Chișinău și au ajutat la procesul de naționalizare și a învățământului, a presii și a vieții culturale din Basarabia. Deoarece rolul principal în 1917-1918, procesul de românizare, naționalizare și de culturalizare l-a jucat cu copilieni și ardeleni. Aceștia au fost motorul care au expus, au extins asupra spațiului nostru experiența de viață națională din provinciile lor. Hotărârile de la Alba Iulia au fost salutate de către mii de basarabieni. În ziare, în Polonez, Patruțării și altele, au fost publicate numeroase telegrame prin care cititorii își exprimau sentimentul de bucurie pentru cele săvârșite de fiii Ardealului. Iată, de exemplu, ce scria un grup de locuitori de Iulia. Subsemnanții cetățenii ai orașului Iulia, primii care au primit cele din tâi armate române pe teritoriul Basarabiei, cu bucurie și însuflețire, aflând vestea vătuirii idealului național, prin unirea definitivă și necondiționată a Bucovinii și Ardealului, patria mamă, ni s-au umplut inimile de bucurie și pătruns în cel mai înalt cald patriotism, strigă, trăiască națiunea română, una și nedespățită, sub cel mai mare și rege. Telegrame cu conținut similar au fost de la Chilea Nouă, de la Chilea Ultimă, Cetatea Albă, Educarea, Baclinia, Cotujenii Mari, Vieni, Ialoveni, Cotiești, Sergăreni și alte sate și orașe. Și este important, anumit aceste localități, că sunt și localități unde majoritatea erau etnici de alte, nu doar basarabieni. Au susținut și ei. În felul acesta, aici închei, aici, adunarea națională de la Alba Iulia a fost susținută și de basarabieni. Basarabienii au avut o participare directă și evenimentul care a urmat după adunarea de la Alba Iulia a fost că basarabienii, prin sfatul țării, au anulat condițiile care se conțineau în actul de unire din 27 martie 1918. În ziua de 27 noiembrie, la Chișinău se coboară sfatul țării și, paralel cu votarea legii agrare, au anulat și condițiile din actul din declarația de unire. În felul acesta, și se, acolo explică din ce cauza rulează, că perspectiva de dezvoltare democratică a României, după unirea Transilvaniei și Bucovinii este garantată și noi, basarabienii, nu mai avem niciun pretext, nici o temere că libertățile noastre democratice pe care le-am ucerit în Revoluția Rusă nu vor fi aplicate mai departe în viața politică a României. Aici e okay și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim!
Invităm la microfon protoiereul Viorel Jucaru, doctor în teologie, Metropolia Basarabiei, care va vorbi despre contribuția clerului la unirea Basarabiei cu România. 12 minute numai bun, poftiți. Se pregătesc Ion Gărneț și Vlad Rostan. Bună ziua și bine ne-am revizut. Așa am dirijit pe Biserica Fraților, pentru că rar când mă merg cineva în Franța. Într-adevăr, vreau să remarc în primul rând că Biserica, chiar dacă unii au încercat să o acopere cu diverse mizerii, totuși Biserica a stat și stă în continuare la leagă cel mai important evenimente din viața cotidiană și socială. Deci Biserica și de data aceasta, dacă vorbim din aspect istoric, nu a stat fără să și afirme încă o dată atitudinea și aportul ei divin omate care îl are în contextul social a unei probleme. Deci, contribuția Bisericii Basarabene la Unii. Aici vreau o să încerc timpul pe care mi l-a acordat domnul profesor să schițez în parte discursul meu în trei perioade. Voi vorbi despre contribuția Bisericii la actul de pregătire a Unii, anume și apoi procesul Unii, ce a făcut Biserica la procesul Unii pe data de 27 martie și nu în ultim ce a urmat cu Unire cum s-a implicat Biserica. Deci, pregătirea Bisericii. Dacă analizăm din punct de vedere istoric, Basarabia, din punct de vedere creștinesc, era subminată de activitatea a foarte multe culte neoprotestante care veneau în Basarabia, care au venit în Basarabia, datorită faptului că atât baptiști, adventiști și alții predicau, vorbeau la lume în limba poporului. În biserică, că atunci a fost diversificări, se vorbea în limba rusă, preoții în zonele rurale erau obligați să predice limba rusă, chiar dacă nu era niciun creștin vorbitor de limba rusă. Pe de altă parte, avem din acest curent, din sânul Bisericii, imotintismul de la Imotică de la Malta, care a încercat și a făcut, a lucrat diversi credincioși la acest curent și Biserica era pusă într-o lumină destul de proastă. Iată de ce, datorită vremii de provenire, episcopul Vladimir Sinkovski, cel care pune problema de a forma misionari în cadrul Bisericii Basarabene și unul dintre primii misionari îl instituie, îl numesc pe Arhimandritul Gure Grosul, de atunci era monah la Mănăstirea Domnului Neamț, ca să meargă în fiecare sat să vorbească poporului, în limba poporului, să vorbească despre aceste intervenții spirituale, dacă le făcea așa numit din partea baptiștilor, neoprotestanților și a cultul acestei structuri imotintiste. Deci, din alt punct de vedere, această constrângere prin biserică de justificare n-a făcut altceva fără decât să trezească conștiința națională a preoților. Atunci cât încerci să constrângi o conștiință, cu atât conștiința încearcă să se manifeste. Iată și de această dată, vorba părintului Boru Mihail, în scrile sale, că de câte ori ne îndemna să nu vorbim în cănire, seminarul în limba română, cu atât mai mult noi încercam să căutăm neologisme pentru a utiliza și mai mult limba română în discuțiile între noi colegi. Deci, atunci, de această dată, Biserica constrâns, așa, datorită acestor prelații bisericii care s-au perindat pe teritoriile noastre, care au încercat să construingă prin biserică și au aprobat, au susținut vehement proiectul de justificare, s-a trezit conștiința națională foarte mult greu și aici putem vorbi despre izbândă, este o izbândă ca în Basarabia să apară prima revistă de cultură românească, Luminător, în 1908, cu 10 ani înainte de a fi unirea. Este o izbândă pentru că în acel spațiu țarist, deci doar Biserica Basarabeană a avut o asemenea revistă. Și datorită aici, datorită influenței destul de serioase a episcopului Gure Grosu, mai ales a părintelui Alexandru Baltaca, care era pe atunci
reprezentantul creierului în diverse instanțe și de această dată este și reprezentantul creierului la Unirii sau în Sfatul Țării, deputatul Sfatul Țării, din partea creierului Pasaradean. Aici amintim contribuția deosebită a poetului Alexei Matevici, a poetului Antoniu Luțcan și a părintelui Constantin Popovic, care merită și menționat fiind patriarhul Părăsnii Basarabene. Și totodată, această activitate a acestor preoți, a acestor slujitori devotați, crește cultura națională a absolvenților. Și trebuie să recunoaștem faptul acesta și să subliniem că deputații Sfatului Țării, unele sondaje arată 96% au fost cu seminarul teologic de la Chișinău. Deci au formare teologică. Un seminar teologic atunci era unul dintre cele mai performante studii, spune așa, liceală, gimnazială. Deci, iată, formarea teologică a multor din deputații Sfatului Țării a și contribuit la acest aspect al Actului Unirii. Și un alt aspect care a trezit biserica a fost politica aceasta, 1917, Revoluția din Octombrie, politica bolșevică ateistă. Deci, practic, dacă din 1908 începe biserica să se trezească unii din preoți, se lupte pentru eliberarea națională din punct de vedere spiritual, atunci vine perioada în care, practic, se justifică lupta aceasta care s-a încerținut de atâția ani. Pentru că nu doar că venea o politică rusească încă o dată, dar mai mult atât era o politică ateistă care biserica încă o dată se trezește și încearcă să trezească poporul ca să aleagă partea să-și aleagă țara în care, pe lângă faptul că erau, se educa cultural, moral, mai era și o tendință de educare confesională, creștinească. Deci, un act aspect este Ziua Unirii. Ziua Unirii, 27 martie, a fost într-o zi de duminică. Deci, în acea ziua s-a început la biserică. Toți deputații Sfatului Țării au mers la biserică. Slujba, interesant, a fost condusă sub omoforul, sub diriguirea arhimandritului Gurei Grosu, cu apărătorierul Alexandru Valtacă. Alexandru Valtacă n-a vorbit după Tedeu. După finisarea slujbei liturghiei, s-a făcut Tedeu de cine orice care lucru bun, este așa o rugăciune biserică. N-a vorbit Alexandru Valtacă, a vorbit Gurie în catedrala nașterii Domnului și a menționat faptul că, citez, deci, a venit timpul când Biserica Basarabeană trebuie să se ridice de ruinile sale naționale pentru a șterge sângele vărsat pe crucea Basarabiei, aduce acest sânge spre jertfă și spre unire. Deci, în contextul acesta, Gurie încearcă să convingă cei prezenți la acest sânge, sigur, erau și toți membrii Sfatului Țării, cei prezenți ca să să-și aducă aportul cu o minte luminată. Și la acest Tedeu vorbește scris în următorul, ce prezenți, că Constantin Popovic zice că ad hoc viitorul metropolit Gurei Grosu a fondat niște bageri special de luminarea minții a deputatului spre a vota unirea, adică a vota reunirea Basarabiei cu Patria Mamă. Al treilea aspect este ce s-a întâmplat după Unire. Practic, pe lângă integrarea în corpore a Basarabiei la Țara Mamă, Biserica a întâmplat cele mai mari greutăți. Iată de ce? Totuși, influența slavă asupra cultului basarabian a lăsat amprenta. Și datorită tendinței de a se face o rutură în Biserică în acea perioadă, reunirea sau integrarea a durat chiar cu diverse conflicte între Biserica Basarabeană și Biserica Ortodoxă Română. De aceea au fost 6 întâlniri, 2 la București și 4 la Iași, unde s-au discutat propuneri care propuneau preoții Basarabei pentru a se integra în cadrul patriarhiei române, mai ales ce ține de săvârșirea eventualului
ritualul nostru sau cultul nostru era influențat de cultul slav și nu putea deodată să treacă pentru a nu isca controverse unde e Oreașa. Din altul de vedere, ceea ce pe mine m-a uimit, am găsit în arhivă diverse solicitări ale ministerelor în care se cita să duce biserica în, să ajute biserica în, în diverse domenii de integrare a Basarabiei în cadrul parohiei. De exemplu, am găsit de partea Ministerului Sănătății de atunci biserica să existe la Enoraș, în biserică să se cultive acest aspect de igienizare a societății. Cât e de complicat, cât e preotul pe amortul vrea să spună cât e de important să oamenii se meargă la școală, pentru că cunoaștere era un alfabetism ridicat în perioada aceea, cât e de important ca oamenii să respecte cele mai importante reguli igienice. Totodată, biserica vorbim de Biserica Basarabeană, trebuie să afirmăm că imediat cu urmile a elaborat cele mai multe periodice de cuprinsul Patriarhiei Române. Deci, în Teoporia Basarabei, în perioada interbelică, a cuprins în jurul de, comparativ cu cealaltă mitropolii care existau în Patriarhiei Române, 45% din toate periodicile Patriarhiei Române, număr de 46. Deci, se vede setea care a intrat și cu care a încercat să mute biserica, datorită faptului că în fruntea bisericii au avut un metropolit metropolit care a cunoscut poporul de aproape, atât în vizitele sale misionare ca și misionar, cât și după aceea ca și episcop, a demonstrat că poate fi un bun părinte și în condiția aceasta a știut cum să împace lucrurile între clerul bisericii care era revoltat și biserica au fost foarte multe revolte, ce ține de unire de partea clerici care aveau o tentă rusească și totodată biserica a devenit, Basarabeana a devenit liberală de interbelică, una dintre cele mai puternice din cadrul Patriarhiei Române, una dintre cele mai solide facultăți, cu cei mai buni studenți, cei mai buni profesori. Deci, în condiția aceasta, și asta ne dorim ca prin biserică participând să înaintăm pași, deja nu putem vorbi încet, că de ce ziceam vorbim de încet, cu pași sigur spre unire și mereu am adevărat și zic, dacă nu pot face oamenii unirea, o pot face sfinții. Și iată, în acest context, încă o dată reafirm că anul 2025 va fi un an cu foarte multe evenimente, pentru că se trece 100 de ani de la confirmarea sau ridicarea Patriarhiei României la rang de Patriarhie și în anul 2025 deputatul statului țării Alexandru Baltaga, protereul metropol, va ajunge în rândul sfinților și apoi va șterge această durere de pe obrazul bisericii noastre. Doamne ajută și vă rog, rugați-vă la sfinții români să facă unire. Sunt prezent la noi că această manifestare este științifică culturală. Și de ce i-a dat să voi să invit doi tineri, dacă greșesc, voi să mă corectați, tineri studenți, viitori, da, vedeți acolo, viitori artiști de medici, dacă pot și multă, cred eu. A României, sperăm. A României, iată, vin un sol de pace, con un frano vult de băț. Baiezid, privind spre dânsul, îl întreabă cu dispreț. Ce vrei tu? Noi, bună pace. Și de nu fi cu banat, domnul nostru ar vrea să vază pe măritul împărat. La un semn, deschisă-i calea și se apropie de cort un bătrân, atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea?
Da, frate. Am venit să mi te închin de nu schimbă la vorba într-o ramă de sfinte. Orice când ai împărate și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu îți zic, binevenit. Despre partea închinării sunt, Doamne, să ne ierți, sau vei vrea de acum cu oaste și război ca să ne cerți, ori vei vrea să faci întoarsă de la acum atacare, să ne dai un semn și nouă de mila Măriei tale. De fi una, de fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși în Ducetoare, de pace, de război. Cum, când lumea e deschisă, prin gândește că pot, ca întregul otmanul să se împiedice de ușor, o, tu nici visezi bătrâne puțin care le s-au pus, toată floarea cel înalt a întregului a pus, tot ce stă în umbra crucii, împărat și reți adună să dea piept uraganul, ridica de semne lună. N-au unde cu orul, oricum mâna se ne face. Și apusul își trimise toate neamurile coace. Pentru a cruci pe mință, se mișcară râuri, râuri, ori din coduri răscolite, ostârnite din pustiuri, sudind din pacea dâncă ale lor începuturi, înnegrind tot orizontul color zeci de mii de scuturi. La Nicopole, văzute câte tabere s-au strâns ca să se înainte ca și zidul neînviț. Când văzurile lor mulțime, câtă frunză, câtă iarbă, cu o ură neîmpăcată mi-am șurdit atunci în barba, am jurat ca peste tânșii să trec falnic, fără păs, din Hristos de la Romă să dau ca lui Iobăs. Și de crunta în bijerie, tu, te apere cu un toiar și purta de leuință să mă împiedic de un moșneac și purtat de leuință să mă împiedic de un moșneac. Voi sunteți urmașii Romei? Niște rei și niște fame, e rușine, orenirii să vă zică vouă oameni. Și această ciumă de lume și aceste creaturi nici rușine n-au să iei în smentitele lor guri gloria neamului nostru. Spre o face de ogoare, îndrăznesc ca să rostească până și numele tău, țară. La Paris, în lupanare de cinisme și de lene, cu femeii pierdute și orgiile obscene, acolo ai spus avena din rezele, la sos. Ce a sos din voi abusul? Ne-ați venit apoi, drept minte, o steluță de pomare, cu monocul în ochi, drept armă, pețișor de promenare. Vestejiți fără de vreme, dar cu creier de copil, drept știința mânt în minte, un vas de parmapil, iar în schimb de alea toate, un papuc de curtezană, o de admir, progenitură de origine romană. Și acum priviți cu spaimă fața noastră, șept grece. Vă mirați, cum de minciună astăzi nu mi se mai trece? Când vedem că toți aceia care vorbeau mare aruncă, numai bani lucrează și câștiguri fără muncă. Azi când fraza nu suite nu le poate înșela, astăzi alții sunt de bine, domnule. Nu este așa. Vreau să-ți arăt, vreau să
fugind această țară, prea frecuenți neamul nostru de rușine și ocară, prea veți bătut joc de limbă, de strămoși și de obicei, ca să nu se dată odată ce sunteți niște mișei. Da, câștigul fără muncă, iată singura pornire, virtutea e o nerozie, geniul o nefericire. Dar lăsați măcar strămoși ca să doară colpe de cronici. Din trecutul de mărire mă privi cel mult ironici. Cum nu fii tu, țepești, Doamne, ca pune mâna pe ei să-i împarți în două cete, în simtiți și în mișei, și-n două lemne slaje, cu deasila să le adun, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Dar dumneavoastră, certificare pe acesta. Da. Stimați tineri, Ion Cărnieț și Vlad Uznac, Biblioteca Națională oferă câte o certificare de participare pentru acest frumos recital, dorindu-vă multă sănătate și succes. Ce mai fris era Institutul. Îți caută de bună. Domnul Senofor, ierdeți mai acolo, vă rog. Stimați prieteni, îmi vine rândul să pregăt o carte. Am ținut intriga până la urmă ca să îndeți această carte. Și iată despre ce este vorba. Odată cu împlinirea 100 de ani de la actul Unirii, și ceva mai devreme, 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial, iar în ceea ce ne privește pe noi pasarea mea, fiind încadrați în armata țaristă, pasarea mea s-a implicat imediat, la câteva luni de la începerea primul război mondial, iată cu aceste ocazii, istoricii au scris articole, au publicat documente, au organizat conferințe științifice, atât aici în Republica Moldova, cât și în România, și către 2018 era deja o cantitate mare de lucrări. Ideea aparține profesorul universitar Dr. Ion Solcanu, care s-a gândit să facă o bibliografie a lucrărilor apărute din 2016 până în 2020. Și a fost creat un colectiv de autori, între care și eu responsabil pentru ceea ce s-a scris în Republica Moldova, Nordul Bucovinii și Claudia Săților, și Claudia Săților, despre evenimentele la care se întâlneau 100 de ani. Și lucru adevărat în condiții foarte grele. Am dat peste pandemie, bibliotecile erau închise, așa că foarte greu. Dar am recuperat pe parcurs, am recuperat toate cele scrise de colegii noștri și la una din ședințe de colectivului de autori s-a tras concluzia că nu doar istoricii s-au amintit de trecut, nu numai istoricii au contribuit la aceste comemorări, dar și muzeografii, organizând fel de fel de expoziții, dar și oameni privați care au dezvelit din bani proprii plăci comemorative sau busturi. Și la noi aici, în Republica Moldova, Iulian Rusanovski, care a fost invitat, dar probabil că în târzi sau nu știu, el cu echipă a ridicat și a dezvelit o serie de treacă din busturi în memoria regiului Ferdinand. Și acum când dumneavoastră, când noi o să ieșim de aici, în stânga, o să sunteți acolo lângă, în fața liceului, este un postament. Acolo trebuie să fie dezvenit către 3 decembrie. Trebuie dezvenit bustul Reginei Maria. Dar ceva acolo se întâmplă, sperăm că o să fie produsit. Hai, dar zi-o de 3 decembrie. În orice caz, postamentul este, acolo o să sunteți. Adică, asta a fost ideea, că în această gândită bibliografie,
și am luat jurnalitatea pe care a spus dumneavoastră, la care am contribuit și colegiului de grei, dar noi am luat ceea ce au făcut în 2016, 2017, 2018 până în 2020. Și a apărut acest volum, care conține trei părți. Prima parte este bibliografia, începând cu lucrările de sinteză, documente, memorii, reîntipărite și articole și mai departe. Partea a doua sunt conferințe științifice organizate cu prilejul 100 de ani de la crearea statului țării, în Măsăraia, în COVID și așa mai departe, și alte evenimente care au fost loc în spațiul românesc în primul război mondial. Iar partea a treia sunt reproduse busturile și monumentele și plăcile comemorative care au fost dezvăluite tot în această perioadă, tot consacrată 100 de ani de la primul război mondial și implicarea domniei de război. Astfel a apărut acest volum uriaș, cum vedeți. Asta nu este o carte de citire, este o carte de lucruri. Cântărește 6,500 de grame, dacă se apăm niște picioare, avem șansa să rămân în cotonoci. Dar este o lucrare fundamentală. Deci de acum încolo, oricine din istorie sau cine se interesează din trecutul acestor zile de care vorbim, de unire și de participare românilor la război și de recunoaștere mare în unire și așa mai departe, este obligat să studieze această carte, să vadă ce ne-au scris în anii. Aici am introdus istoricii noștri, istorici și scriitori, Ion Cole, scuzați, Iurie Colesti, care foarte multe articole cu personalități, domnul Ion Negre, Gheorghe Negru, Ion Țurcanu, care a reîntipărit procesele de agrare ale ședințelor statului țării și ședințele Comisiei Agrare, și un și de trei de alți istorici, Dino Poștărencu, Gheorghe Cojocaru și toți, sau aproape, eu cred că toți istoricii care au publicat în perioada asta au fost aici introduși în această carte. Cartea, astea sunt exemplarele de control, aici mai sunt de ceva din eu nu știu de văzut. Deci, asta costă 800 de roni. Dar la tirajul de 1000 de exemplare va fi 320 de roni cu un exemplar. Deci noi în Republica Moldova vom beneficia pentru biblioteci, vom aduce un exemplar. Așa planificăm pe data de 24 ianuarie, ziua Unii 34, să facem lansarea cărții în Chișinău și cu această ocazie vom să și donăm carte. Cei care au sponsorizat sunt frații Tegeman, cu mâna la așa. Sponsorizat această carte. Deci eu am făcut prezentarea, îndemn să o răsfăiți, sigur, specialiști, dar toți cei care se interesează să facă cunoștință cu această carte. Vă mulțumesc și revin pe... nu, dar nu mai avem noi vorbitori. Deci așa ne răbdare. Unde vă? Eu am crezut pe minimă. E xenofondul nu văd, că trebuia să iei la el. Tot în direcție și am. Domnul profesor Ion Xenofondul, cu comunicare, nu ești cu comunicare, deci vă sărăi de-am dat românii întregi. Vă mulțumesc, domnule profesor Petrenco. Lucrarea pe care ați anunțat-o este, să zicem, una omonimă cu lucrarea relatanților profesorului Ion Grigoroae și Gheorghe Falariu, care publicată în anii 1990, dar este valabilă în ziua de astăzi, se articulează în curiculele universitare, preuniversitare și cu căldură o recomand pe de aceea elevi, de studenți, ca să o parfume. Mă vedeam pe drum, totuși zic că o să fie cercetători care o să vorbească la un nivel foarte înalt, dar văd și elevi, de aceea am zis că să accept o reflecție în oglindă ce s-a întâmplat în Basarabia Interbelică și RASSN-ul. Văd și profesori, prin universitate este o metodă pedagogică ca mai bine să înțeleagă materia și așa mai departe. Într-adevăr, perioada interbelică poate fi considerată în perspectiva securității europene. România a beneficiat de o securitate europeană, dar și Europa a beneficiat de o securitate. În contextul în care Basarabia era parte componentă a României, implicit că beneficia de acest deziderat.
este o concepție metodologică extrasă de la germani, care se numește istoria de intervenție. Adică cine poate spune istoria când apar niște probleme cotidiene, criza energetică, criza de securitate, ce s-a întâmplat în perioade analogice. Și eu vreau că partea asta istoriei se repete și în perioada intervenției care revine, este recurentă. Dacă vom analiza într-o perspectivă de oglindă Basarabia și RASSM-ul, vedem că în Basarabia a existat un element al democrației implicite, expus și în Constituția din 1923. Basarabienii au putut să aleagă între partide politice, existau partide regionale, ulterior ele au difuzat la nivelul scării naționale, a scării românești, ori în partea stângă a listului nu prea exista această alegere, exista un singur partid și deja se știa cum se votează. Asta vorbesc în 1938, în contextul în care Carol al II-lea instituia Constituția dictatului, așa. Este foarte interesant pe ce depunea jurământul funcțional public în România interbelică, implicit în Basarabia. Jurământul includea trei componente. Deci se jura în fața Dumnezeu, adică statul național românesc era un stat în care Biserica Creștină Ortodoxă era primatul, era inclus chiar și prin Constituție. Se jura în fața poporului român și în fața regelui. Asta a fost până în 1938, pentru că Carol va schimba accentele, se jura în fața poporului, regelui și la urmă era universitar, așa se ajunge de Dumnezeu. Deci s-a schimbat un pic accentele. Ceea ce nu era în RASSM. RASSM se jura probabil pentru bolșevism, se jura pentru partid și mai departe. Nu mai vorbim despre statul ateismului militant cu RSS, așa. Ori în Basarabia interbelică, ceea ce a spus și Părintele Cojucar, vedem o efervescență a Bisericii Creștine Ortodoxe. Vedem chiar și se formează în sistemul universitar, Facultatea de Teologie, fondată în 1926, care se afla în locul numărul 2 al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Prezent clădirea aceasta, iar Seminarul de Teologie se afla unde este blocul numărul 2 al Universității de Stat din Moldova, actualmente Facultatea de Drept. A existat această deveniere. Linia Nisului trasa o frontieră de civilizații, dar și de religie. Dincolo de Nisul era civilizația orientală, partea aceasta era civilizația occidentală. Îmi amintesc despre un eveniment descris în 1935 într-o publicație, mi se pare, Viața Basarabiei, care de altfel se află pe pagina web a Bibliotecii Naționale Republicii Moldova, Moldavica. Acolo se vorbea despre un traseu cu pelerini venit de județul Soroca, care veneau de piliera Nistrului și, de o parte, populația românii basarabeni care întâmpinau acest convoi religios și în ambele de globuturilor, iar de partea stângă, țăranii erau timorați că, uitați-vă, este altă lume. Ori știm că Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldavă a fost închisă toate lăcașurile sfinte, a existat o singură capelă, o bisericuță, undeva în proximitatea Odesei. Ce s-a întâmplat cu clerul este la fel arhicunoscut. Românii din Basarabia au putut vorbi în limba lor, în limba română, de altfel, într-o inscripție din 1870, se spunea că chișinezul privește limba evreiască și rusă, sau deja după unire se vorbea în limba română. De altfel, primul afiș în limba română la Chișinău a fost Răzvan și Vitra la începutul lunii ianuarie 1918. Era vorba de o trupă de la Iași care a jucat această piesă și din perspectiva aceasta a învățământului. Să știți că în Basarabia interbelică elevii au studiat limba română frumoasă nu de la profesori, deoarece erau cadre didactice formate în Imperiul Rus, dar prin teatru. Deci limba română frumoasă a fost studiată prin teatru, deoarece elevii, studenții aveau acces la teatru, gratuit. Și erau chiar supravegători ca să plece la teatru și se discutau. Deci a fost transmisă această limba frumoasă. Nu mai vorbim de ce se întâmplă în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Biblioteca Națională a Moldovei are toate periodicile publicații de identitate în această, ceva ce am intervat de timp și o să ne îngrozim de limba cea
vedem. Adică vedem aceste elemente în contrast. Nu mai vorbim despre reforma agrară de care au beneficiat românii basarabeni, ceea ce a generat o creștere numerică a numărului populației, un beneficiu material pentru țăranul basarabean, iar ce s-a întâmplat în partea stângă a listei cunoaștere în formarea gospodărilor colective, deselenirea țăranul este impus să lucreze în gospodările acestea colective, foamea organizată, căutăm noi un echivalent acolo de omor, probabil că e foamea cidului, așa puteam termineți în echivalent. Asta s-a întâmplat de malul stâng al listului, de malul drept nu a fost așa ceva. Țăranul basarabean și-a putut asigura familia. Din alte perspective, deci din toate vedem aceste contraste, așa că în contextul în care timpul este foarte limitat, vedem aceste reflexii de oglindă, suprapuse și în intervale de timp, chiar din perspectiva timpului recent, că parcă se repetă și vedem unde putem noi să ne asigurăm acea securitate, securitate identitară, în primul rând, care vor să nu ne duce spre securitatea europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule Ministrul de Stat, domnul Ioan Ștefan Potovă, domnul Alecu Reliță, redactorul al revistei Naturii. Comunicarea, este interpretivul comunicării, este istoria noastră de restanțiere. Poftiți. Dragi colegi, prieteni și frații cu credință românească, mă simt onorat să pot să spun și eu câteva cuvinte pentru acest eveniment deosebit și mă bucur că văd în sală și colegi de mine din primul parlament, cred că și aici aduce cuvântul lor și o parte din idealul nostru. Noi suntem deprinși ca să auzim mai mult cântecul de fanfară decât dangătul de clopot. Noi suntem deprinși adeseori să cădem rapid pradă unor core, așa cum s-a făcut noi din mult în Parlamentul Republicii Moldova, când am lansat Cora Unirii, Fără Unirii și multe, multe altele care luate toate împreună ne arată și ne aduce în această realitate în ajun de 1 decembrie sub acel generic pe care am spus, de fapt eu am scris acest material, istoria nu așteaptă restanțieri, sau mai exact, noi avem restanță foarte mare în fața istoriei noastre naționale. 1 decembrie trebuie să fie acel dangă de clopot care să ne mobilizeze, să ne adune, exact cum am făcut-o și noi în anii foarte grei ai Imperiului Rusesc, în 86, 87, 88, 89, 90, ca atunci când mi se spunea că este o aberație să sperați că o să dispară Uniunea Sovietică. Dar nu este adevărat că voi puteți obține limba română, să aduceți alfabetul latin și un serial întreg de teze care erau foarte frecvente în spațiul public și toate aveau un singur, de fapt, o singură țintă. Ținta era ca moldovenii să nu aibă încredere în forțele lor. Deci, de fiecare dată, fie că vorbim de 1918 sau că vorbim de acea perioadă pe care am pomenit-o, anii de renaștere națională 86-92, o numesc așa, când noi am fost uniți, noi am avut foarte mare victorie, iar înaintașii noștri, sfatul țării, a reușit ceea ce nouă, până în ziua de azi, nu ne reușește, reîntregirea țării și reîntregirea României noastre. Deci, în acest context, clar că noi avem o restanță. Care sunteți tineri și care nu mai cei tineri știu că e destul de neplăcut să ai o restanță. Dar mai ales să ai o restanță în fața istoriei și neamului tău. De păcate, noi, românii basarabeni, trăim această restanță
ca pe o povară și mulți o consideră chiar ca o distinție din noblețe. Din păcate, iar ăștia care ies în piață și țipă Rasia sau Moldova, sau ce mai zic acolo, deci arată exact că cei care se tem să-și ia destinul în mâinile lor, aceia, de fapt, poartă soarta nenorocită a ceea ce noi numim Republica Moldova de astăzi. Noi nu am reușit în 1940 bine să aruncăm lanțurile de ruginite a unui secol de robie țaristă. Și a venit în 1944 celelalte lanțuri, lanțurile de robii rusești sovietice. Nu am reușit să scăpăm în 91 de aceste lanțuri ruginite și am pus un lanț la cele două, lanțul așa numit independențe și a marelui stat moldovenesc din acest spațiu, fără ca să înțelegem că misiunea generațiilor noastre, ca și misiunea întregii mișcări de eliberare națională și de renaștere românească, a fost reîntregirea. Nu a fost nici suveranitate, nici toate celelalte care au fost mari victorii, toate erau drepte spre reîntregirea neamului românesc. Din păcate, și vă rog, mai ales cei tineri, pentru că istoria se marsifică într-un mod absolut spectaculos, urât, exact cum o fac cei care ne-au ținut sub tantă mai mult de două secole și ei sunt cei mai mari meșteri în lume de a spune minciuni și zic că ăștia au inventat toate pe capul nostru. Din păcate, noi nu am avut, cum se zic, discernământ și am luat în serios că moldovenii sunt alții decât români. Am luat în serios că noi avem o limba noastră care e limba moldovenească și nu română și mai că n-am pus-o lipuțică capul mișcare să ne gândim la cei care au creat această frumoasă limbă, această minune, unde se află Eminescu, Creangă sau Alexandrie și tot toate luate împreună, deci ne dă această idee de restanție a istoriei. Am făcut azi un apel către cei mai tineri decât noi, un apel în numele tuturor celor care azi nu mai sunt aici cu noi. Să nu uitați că la nici jumătate de kilometru de aici, de lângă noi, în cimitirul central, se află mari luptători pentru o cauză românească. Dacă o să vă duceți acolo, să vedeți că în 1993, primul parlament a adus un simbol la Chișinău și a fost o zarmă că am crezut că se prăbușește parlamentul, dar acel simbol se chema Anton Crihar. Deci era membru al sfatului țării care a trăit 100 de ani și a murit în Canada și a fost adus la Chișinău, iar tot Chișinău vrea să aducă la Baștină să fie mormântat la Sângerei. Iar deputații din primul parlament totuși au făcut o manevră și l-au mormântat aici, în inima Basarabiei, în inima Chișinăului și tot acolo o să-i găsiți pe cei care, ca și noi, cred în retrăgere. Fie că vorbim de Gregorie Meiană, Nicolae Vadija, Ionu Mureanu sau Alexandru Moșanu, este o generație poate nu atât de fericită cum a fost cea lui Pelemar, Hanin, Pacus, Dugac sau Stere, care au făcut reîntregirea, dar este una care a crezut tăcerea în ei, tăcerea că noi, românii basarabeni, ducem povara lanțurilor ruginite de foarte mult timp. Începem prin felul nostru de a fi, avem un ghinion, ceva foarte grav, prin care noi începem să considerăm lanțurile ca normalitate. Noi începem să considerăm că noi chiar putem trăi fiind robi. Noi chiar putem să mergem înainte în genunchi. Și multe alte chestii care ne
trebuie să ne ridicăm în picioare și să ne cerem dreptul nostru elementar. Dreptul nostru elementar este că noi avem o țară, noi avem un neam și noi facem parte dintr-un popor care are o istorie foarte clară. Și această țară se cheamă România, iar poporul este poporul român. De aceea, apelul de care vorbeam, care l-am făcut astăzi, este către cei tineri. Luați-vă țara, într-adevăr, iar țara nu e cea care o străgau aici în viață. Țara e România regită. Numai acolo o să vă simțiți bine, numai acolo o să vă puteți afirma și numai acolo o să puteți serba cu adevărat o zi de 1 decembrie sau una care, eventual, va fi votată la Chișinău, reîntregirea. Aceasta vă doresc și aș vrea foarte mult ca peste 30 de ani să vină pe cineva cum stau eu azi aici și să vă spun același lucru, că suntem restanțieri istoriei. Deci trebuie să dăm această restanță și să intrăm liber în țara noastră, în Europa și să fim siguri că noi nu vom mai fi niciodată sclavi din Moscovei și a acestei propagande rușinoase care au ajuns până în aceea încât să ne fie rușine să ne spunem numele nostru, numele timpii noastre, numele părinților noștri, dar aceea servez și eu, ca tot neamul românesc, ziua de 1 decembrie, cu aceeași speranță și cu aceeași încredere că tineretul nostru se va mobiliza, se va transforma într-o generație a reunirii și va licheta această rușinoasă și mare dreptate istorică. Vă îndemn că aici am mai multe materiale, să reveniți prietenii ai revistei Natura, o parte din aceste gânduri, adică toți onorații istorici care îi avem astăzi aici, ei au avut materiale. Aici este o parte din aceste materiale le puteți citi și vă puteți documenta pe orice subiect legat de identitatea noastră. Vă mulțumesc și multe speranțe și încredere că putem să ne facem dreptate și singuri. Vreau să mulțumesc tuturor confidențialilor care au luat cuvântul, tuturor a fost ultimul. Vorbitoare, acum urmează un program de critici și poezie și cu permisiunea domnului Ilie Văluță, îl invit de la Institutul Cea pentru a rosti o poezie. Una, numai unul. Suntem restanțieri, într-adevăr, pentru că, iată, a trecut primăvara, primăvara, toamna și noi nu mai întreprindem nimic în acest sens de reunire a patriei. Deci noi facem sforțări în fiecare dată cu anumite propuneri referitor la situația deplorabilă a limbii române în exprimările noastre zi de zi în oraș, pentru că ceea ce auzi pentru ore bus pe stat și în magazine este înspăimântător referitor la întrebuințările rusismilor în limba noastră, care ne subgum această limba de origine latină. Și ca să mă opresc aici, la Alba Iulia, eu am recitat nouă dată și sunt invitat acolo că se recit ruga aceea a lui Florian Țăriuc. Extraordinară rugă față de Domnul. Doamne, nu pleca de noi, din credință milenară. Du-ne, Doamne, înapoi în Basarabia, în țară. Iartă de jefuitorii, de păcate lui dezleagă și-o fiar la trupul țării Basarabia întreagă. Nu uita, slăvite, Doamne, din înalta ta lumină, din robita, sfânt de cap. Dulcea noastră cu copiii noi și rupți de-al țării plaie și puici și duși pe veci, am rămas cu același graie și cu Domnul întregi, Doamne, Doamne, nici de fiață să nu uiți. De-a bugeacului păptură, împlinește de destinul scris de-acolo în Scriptură, scoate, Doamne, din mizerii, pe românii smurși și voi duși, duși cu sila prin Siberii, adu-i țării înapoi. A blestemul și a pasă,
peste o țară de români. Ce-i primiți de noi în casă? Peste noi se vor stăpâni și au nevărit cu baie de la noi și înferit. Iar de Doamne, ia și tu-i, tu-i... De unde au tăvărât? Du-i în două termeni slarge, un oraș și patru sale, fără cel Sibir, Soviete și republici separate, nouă în cele patru zări, împlinește de menirea și de-i pace cinstii țări. Și de-i Doamne, întregire, Doamne, Doamne, dă-mi ce mi s-a furat și de mine strămoșească, de la Nistru, până la Tisa, e o țară românească. Iată de această locă care sfântă și de veci, de rediții pot să plece, numai tu să nu ne pleci, Doamne! Doamne, te ne vezi, Doamne! Ieri și primul cu ploi, însă tu rămâi în țară, tu rămâi în noi cu noi, Doamne! Doamne, nu pleca de noi! De credința milenară! Du-ne, Doamne, înapoi, bazată mea, în țară. Eu am mai multă muzică patriotică, cu iz, cu gând, cu suflu național. Acum vă voi propune versurile de Ioan Cojocanu de la Cernăuți. O poezie și o dorire mare. Să vă mulțumim.
Și mai multe printre